ceea ce am primit noi ca solicitări de specialiști mai devreme, în luna februarie, a fost 1090 de specialiști. Din cei repartizați, doar 600 au ales să meargă în aceste localități. Ministrul Maia Sandu a menționat că lipsa de profesori este o problemă mai ales în școlile din localitățile mici, care sunt mai puțin atractive pentru dascăli. O cauză ar fi salariile mici, așa că vor fi atrași din nou profesorii pensionari și se va apela la angajarea prin cumul. Vorbim despre cumul. Avem tot mai multe practici când un profesor are ore în două școli. Avem și cazuri în care trebuie să continuăm contractul cu profesori care sunt la pensie, pentru că nu avem altă soluție. Datele oficiale arată că anul trecut deficitul a fost puțin mai mare. Din cele 1052 de locuri disponibile, aproape jumătate au fost completate la început de an. În prezent, un sfert din profesorii care muncesc astăzi în școli au atins vârsta de pensionare.